În noapte în Madagascar și întreaga junglă face nani. Să-l liniști hipopotamii sub raza lunii de cleștar. Amnistia fiscală a trecut de ședința de guvern și a ajuns spre aprobare în Parlamentul țării. Astfel s-a hotărât dacă actul normativ rămâne în formă inițială. La aceia care au primit foloase materiale mai mari și nu din cauza lor, ne referim la pensionari și la mamele prin ajutorul acordat de stat, să fie nevoie să returneze banii statului român. Dat fiind faptul că banii au fost primiți în urma unor greșeli ale funcționarilor din sistemul asigurărilor sociale. Astfel o parte din pensionari și mame au scăpat de o cheltuială. Cert este că aceia care au primit foloase necuvenite în urma unor falsuri sau abuzuri vor merge mai departe cu cercetările, amnistia fiind una fiscală și nici de cum una penală. Există în schimb o categorie de persoane afectate dublu de această măsură, și anume pensionarii și mamele, care atunci când au primit înștiințarea de returnare a banilor, au mers ca buni cetățeni cinstiți și au returnat banii statului. Cu ei ce se întâmplă? Am încercat să aflăm părerea oamenilor la Starea de Spirit. Pensionarii și mămicile care au primit mai mulți bani din partea statului pe nedrept din vina funcționarilor nu mai trebuie să returneze acești bani. Ce părere aveți? Ușoare corect. Este corect. Corect. Păi și-și permite statul să ierte pe acești oameni, având statului. În vedere că suntem în recesiune? Statul să acționeze asupra oamenilor care au făcut această greșeală, că probabil e făcută voit. Da. Mă gândesc. Dar omul care a primit banii îi primesc cu plăcere, poate să-mi dea cât de mulți. Da. Pensionarii și mămicile care au primit mai mulți bani din partea statului pe nedrept din cauza funcționarilor nu mai trebuie să-i returneze. Ce părere aveți? Păi, știu, părere... Așa, nu trebuie să... Dar trebuie să plătească care au greșit, nu trebuie să plătească statul. Este corect? Este corect această măsură? Nu prea e corect, adică trebuie să gândim totul, să nu facem abuzuri, nici noi, nici ei. Dar care au plătit, care au greșit, să trebuie să plătească. Își permite statul să ierte pe acești oameni, având în vedere că suntem în recesiune? Nu suntem în nicio recesiune. Nu suntem, nu credeți. Suntem, nu. Pensionarii și mămicile care au primit mai mulți bani din partea statului pe nedrept din vina funcționarilor nu mai trebuie să returneze acești bani. Ce părere aveți? E o idee bună, pentru că oamenii ăștia nu sunt vinovați. Că li s-a dat. Și acum pensionar de unde să ia bani să dea pe ani de zile? Da. Statul își găsește o posibilitate cumva acolo. Cum dă rezervele astea de bani pe la alte aiurele, așa, poate să gândească și la oameni. Deci este o măsură corectă. Acțiune corectă. Pensionarii și mămicile care au primit mai mulți bani din partea statului pe nedrept din vina funcționarilor nu mai trebuie să returneze acești bani. Ce părere aveți? Părerea este afirmativă, pentru că nu e vina lor. E vina celor care au interpretat, probabil greșit, legea, probabil spun, sau legea a fost neclară. Este o măsură corectă. Dar măsura e corectă. Și are statul, își permite să ierte pe acești oameni, având în vedere că suntem în recesiune? Acum, după ce s-au dat banii, ce să facă? Omul bogat n-a primit așa ceva ca să poată da înapoi. Dar cel care a avut 300 de lei sau 400 de lei pe lună, este imposibil să recupereze această. Mai mult face necaz decât... Un efort din ăsta se merită.